Dacă ne uităm puțin, avem o deficit de 49 de milioane și nu cred că în acest moment Consiliul Județean își poate permite să ia un astfel de obiectiv în administrare. De asemenea, aș vrea să vă uitați în presă, să vedeți că zilnic suntem, ca să spun așa, bombardați de către oameni de cultură din Constanța, pentru că avem sub ordine o grămadă de monumente istorice și de culturale care nu sunt la standardele care ar trebui să fie în acest moment. Deci cred eu că mai trebuie să ne uităm către ce avem, să facem ca acele lucruri să funcționeze bine și după aia să ne asumăm astfel de obiective. Aș vrea să vă mai spun că inclusiv pentru copii avem mare responsabilitate prin centrele care sunt sub ordinea noastră. După ce le-ați vizitat și ați văzut că acolo nu arată atât de bine. Deci cred eu că ar trebui să ne gândim serios la un astfel de proiect. Mai întâi să bugetăm acești bani anul viitor și după ce vedem că Consiliul Județean poate să facă față unei astfel de treceri din patrimoniul Ministerului, din patrimoniul CJ-ului, să votăm un astfel de proiect și toți vom fi de acord, inclusiv consilierii pe care. Mulțumesc, ca împotrivarea criteriului Centru pentru Tineret în Constanța. Dacă nu ați citit bine proiectul, proiectul nu se referă la investiții de mâine începând, și se referă la demararea demersurilor pentru luarea acestui obiectiv. Noi n-am permis să facem demersurile și la corespondența cu Ministerul și să venim cu un proiect la dumneavoastră de preluare mondiale. Până se face această prelucru, mai dacă s-a făcut până acum. Deci noi am încercat să fim transparenți cu dumneavoastră și am încercat să facem acordul, să începem procedurile și corespondența cu Ministerul pentru a reuși într-un final să preluăm acest lucru. Aceste demersuri pot dura o lună, două, trei, un an. Dacă la previziunile dumneavoastră sunt așa de suflete din Consiliul Județean, ca timp de un an de zile, bugetul pe acestea să fie, va fi praf, sunt profund dezamăgit, vorba unui sfatul noastră. Cred eu că ar fi fost pertinent și de bună augur pentru Constanța, ca dumneavoastră astăzi să ne lăsați să începem demersurile. Nu mi se pare motivarea și grijă noastră de buget făcută tot pertinent de către dumneavoastră. În ceea ce mă privește pe mine, chiar dacă probabil acest proiect care din partea EPR-ului a susținut astăzi, este și a făcut parte din programul de campanie și a susținut preluarea. Dacă ați observat, nu e preluarea de la stat. Este preluarea doar la administrare, să vă anumă o groadă mizerabilă în centrul Constanței. Dacă ați fi întrebat presa, care a semnalat de nenumărate ori că acest obiectiv din Constanța este un focar de infecție la această dată, o să vedeți că nu în mod de a distruge bugetul Consiliului Județean al Constanței lui, ci pur și simplu de a opri această distrugere care nu are cine să oprească azi decât Consiliul Județean. Poate că ar fi trebuit această dezbatere să avem, sau această discuție să avem înainte să vă exprimați votul. Le mulțumesc celor care au crezut în proiect și celor care m-au susținut și au votat și sunt dezamăgit că PNL nu dorește reabilitarea pentru terenul din Constanța acestui parc al pionerilor, cum eram construit pe vremea când eram noi copii. Eu am făcut acolo activități sportive când eram copil și sunt convins că și mulți de noastră. De repet, v-am cerut acordul să începem procedura de preluare. Nici de cum demararea de mâine și să credeți dumneavoastră că ne-ar fi băgat acești bani în posibil. Și încă ceva, domnule Borean, faceți parte din comisia pe care am luat-o mai devreme, domnule președinte. Sunt convins că v-ați putut exprima punctul de vedere în oprirea unor investiții neoportune pentru acest obiectiv, dacă el s-a fi preluat. Deci am înțeles, azi, din punctul meu de vedere, liberalii sunt împotriva reabilitării Centrului pentru Tineret, patru pionerilor, cum este cunoscut, ca să înțeleagă toți Constanțeanul, doar din punctul de vedere al faptului că este promovat o legătură din partea niște populare. Mulțumesc!